Bun găsit la o nouă ediție din Viața Romilor. În emisiunea de astăzi, la rubrica Inforom, vă invităm să aflați detalii mai puțin cunoscute despre Sfinții Beatificați de etnie romă. De asemenea, vă prezentăm un material inedit legat de biografia lui August Kroch, profesor și cercetător de etnie romă, laureat al Premiului Nobel pentru Medicină, dar și noi detalii despre Centrul de Formare Profesională al Partidei Romilor și programele de formare organizate în această perioadă. În continuare, vă prezentăm un material realizat cu prilejul adunării Consiliului Director al Partidei Romilor, convocată de conducerea organizației la București. Care sunt concluziile asupra activității Partidei Romilor în teritoriu? Care sunt strategiile de reorganizare și ce proiecte vor fi implementate în perioada următoare? Aflați urmărind emisiunea din Viața Romilor, care începe chiar acum! Puținii au auzit despre Seferino Jiménez Mala, cunoscut și ca El Pele. S-a născut pe 16 august 1861 la Benavent de Lerida, o provincie din Spania. Părinții lui au fost catolici și l-au botezat în Fraga. Nu a primit niciodată educație și a fost aproape analfabet, dar inteligența nativă i-a asigurat aprecierea celor din jur. Expert în cai și catâri, Seferino a fost un negustor respectat pentru că era un om cinstit. Se pricepea să împartă dreptatea atunci când aveau loc dispute, era ascultat de comunitate pentru sfaturile înțelepte pe care le oferea și chiar a devenit membru al Consiliului Oroșenesc, fiind un consilier al episcopului care îi cerea în mod regulat sfaturi. Seferino a fost implicat chiar și în acțiuni caritabile, oferindu-le celor nevoiași din puținul pe care îl avea. S-a căsătorit la o vârstă fragedă și împreună cu soția sa au trăit o viață nomadă așa cum cerea tradiția etnicilor romi. S-a ocupat de comerțul cu cai și în timpul liber aduna copiii romi și neromi și le propovăduia povești și învățăminte biblice. Viața lui Seferino Jiménez Mala ajunge într-un moment de cumpănă odată cu începerea în 1936 a războiului civil din Spania. Războiul a crescut tensiunile religioase, iar în numele credinței avea să se verse mult sânge, mulți credincioși fiind omorâți. Seferino își pune viața în pericol și, fără să-i pese de consecințe, sare în ajutorarea unui preot care este încarcerat. Imediat este și el trimis la închisoare. I se pune în vedere că, în schimbul renunțării la credință, are șansa de a fi eliberat din temniță, dar nu alege calea cea mai simplă. Astfel că, în același an, Seferino este luat de către soldați și împușcat la data de 9 august 1936 pentru credință nezdruncinată, împreună cu un alt grup de călugări și laici. Despre locul înmormântării sale nu se cunosc informații, dar cronicile amintesc că în momentul morții sale, acesta nu s-a lepădat de credință și a continuat să se roage. Data de 4 mai 1997 are o semnificație aparte pentru credincioșii catolici și semenii lor de etnie romă din orice colț al lumii, pentru că este data la care suveranul pontif Papa Ioan Paul al II-lea l-a beatificat pe Seferino Jiménez Mala și a amintit cât de importantă a fost viața celui considerat a fi patronul spiritual al romilor spanioli în special. El beato Seferino Jiménez Mala supo sembrar concordia y solidaridad entre los suyos, mediando también en los conflictos que a veces empeñan las relaciones entre payos y gitanos, demostrando que la caridad de Cristo no conoce límites de razas ni culturas. Ca în fiecare an, în fiecare colț al Spaniei, acolo unde există comunități de romi, se vor realiza slujbe de pomenire, care au un farmec aparte. Pe lângă slujba din biserică, procesiunea se continuă cu purtarea bustului prin comunitate, iar în biserică se cântă și se dansează pe ritmuri de flamenco, protectorul Seferino Jiménez Mala fiind omagiat prin versuri care amintesc de moartea sa ca un adevărat martir. Alături de acesta o amintim și pe martira Canastera, prima femeie de etnie romă beatificată din lume. Pe numele ei adevărat, Emilia Fernández Rodríguez, aceasta a fost contemporană cu Seferino Jiménez Mala.
Născută în Almeria, Spania, la data de 13 aprilie 1914, aceasta a fost cunoscută pentru viața închinată suferinzilor. Emilia avea doar 22 de ani, era căsătorită și însărcinată, pe când a fost aruncată în închisoare în timpul războiului civil din Spania. Delictul comis, credința mărturisită în Dumnezeu, dar și îndrăzneala de a-i educa și pe alți tineri în acest sens, fără a divulga niciodată numele persoanei care a învățat-o să se roage. În temniță, credința atinge cote și mai înalte, în pofida torturii la care a fost supusă. Din cauza foametei, a frigului și a hemoragiei, moare la data de 25 ianuarie 1939, după câteva săptămâni de la încarcerare. Canastera dă naștere totuși unei fetițe despre care nu s-a mai știut nimic apoi. Pe data de 25 martie 2017, a fost beatificată într-o slujbă susținută în Almeria, la Tihola, locul nașterii sale. Nos encomendamos a ella todos, gitanos y no gitanos, porque lo más importante de Emilia no es que sea gitana, lo más importante es que es santa. O necunoscută pentru publicul larg este faptul că etnia romă a dat lumii chiar și un laureat al primului Nobel pentru medicină. August Stenberg Kroch s-a născut la 15 noiembrie 1874 în Danemarca și a fost un profesor emerit al Universității din Copenhaga. A fost cunoscut în lumea academică, mai ales pentru descoperirile în domeniul fiziologiei și a seriei lungi de experimente cu plante și animale. Tatăl său, Viggo Kroch, a fost pe rând fabricant de bere, constructor naval și apoi editor de ziar, iar mama sa, Marie Drehmann, era cea care avea origini rome. După o activitate intensă, în anul 1903, August Kroch obține doctoratul în zoologie, în cadrul Universității din Copenhaga. 3 ani mai târziu se căsătorește și împreună cu soția sa, Kroch realizează o serie de descoperiri în domeniul bolilor metabolice. Acesta a determinat cum nivelul și viteza sângelui prin vasele capilare joacă un rol esențial pentru bună oxigenare a organismului. Mai mult, acesta a studiat rolul nitrogenului în metabolism și a fost distins în anul 1920 cu premiul Nobel pentru medicină. Activitatea acestuia nu s-a oprit aici însă. Odată ce soția acestuia s-a îmbolnăvit de diabet, Groch a dezvoltat un interes aparte pentru studierea nivelului de glucoză din sânge. A efectuat cercetări pe pancreasul de vită, iar în martie 1923 a realizat prima injecție cu insulină acceptată de corpul uman. Începând din această toamnă, Asociația Partida Romilor demarează un proiect de anvergură, a cărei necesitate este confirmată la nivelul administrațiilor publice din întreaga țară. Organizația reprezentativă a romilor va organiza cursuri de pregătire și formare profesională autorizate de Ministerul Muncii și Ministerul Educației Naționale pentru ocupațiile de expert local pe problemele romilor și mediator școlar. Cursurile vor fi organizate prin Centrul de Formare Profesională proaspăt înființat în structura asociației, centrul fiind autorizat de instituțiile de resort. Cele două specializări au fost alese cu prioritate ținând cont de deficitul de resursă umană calificată, atât din instituțiile publice naționale, cât și locale, dar și de cererea mare de profesioniști identificată în teritoriu și problemele numeroase și complexe cu care se confruntă comunitățile de romi. Expertul local face acea interfață dintre comunitate și instituțiile respective, exact. Administrația publică locală. Expertul local trebuie să facă, într-adevăr, o revizuire, să zicem, a unor probleme, până la urmă, cu care se confruntă comunitatea, să le prioritizeze și după aceea să le pună la dispoziția celorlalți, să le aducă în fața autorităților, exact, autorităților locale, problemele și ce am spus eu de fiecare dată este faptul că nu trebuie să vină doar cu identificarea problemelor, ci aceștia trebuie să vină și cu soluțiile. Pentru mediator școlar, aici vreau prima dată să facem câteva, hai să zicem, considerații și să punem această ocupație acolo unde este locul. Pentru că este foarte important. Știm foarte bine că educația este unul din domeniile care ne preocupă. Absolut. Și este fundamentală. Fundamentală categoric. Și atunci revenim la ceea ce spuneam și până la urmă și pe expertul local. Acest mediator școlar face acea interfață
dintre comunitate și școală. De altfel, dacă îmi permiteți o paranteză, chiar în pandemia asta, în momentul în care era lockdown, exact, s-a dovedit exact rolul imens al mediatorului pentru comunitățile de români în relația cu școala. Categoric, pentru că până la urmă mediatorul școlar trebuie într-adevăr să meargă în comunitate, să vadă probleme, pentru că știm foarte bine, în, mai ales în rural, există posibilitatea ca mulți copii să nu meargă din vari motive la școală. Și atunci, mediatorul școlar trebuie să meargă în comunitate, la familie, să consilieze pe părinți și, bineînțeles, atât mediatorul cât și inspectorul pe problemele romilor romi, bineînțeles, majoritatea vor fi de etnie romă, pentru că normal, trebuie să se ocupe, altfel, așa ar trebui, pentru că trebuie să vină din comunitate, pentru că altfel va discuta cu cei din comunitate. Ei trebuie să se ocupe în momentul de față de acest domeniu care este foarte, foarte important, discriminarea. Pentru că în momentul de față există, avem segregare. Și știți foarte bine că am fost la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării și știu foarte bine. Primele cursuri de formare profesională pentru ocupația de expert pe problemele romilor vor începe peste 2 săptămâni. 7 octombrie se va deschide cursul pentru expert local pe problemele romilor. Și pentru mediator. Pentru mediator școlar avem, până în momentul de față, depunerea documentelor până la sfârșitul lunii. Lunii octombrie. Septembrie. Lunii septembrie. Probabil că se va decala. Și aici sunt locurile ocupate, adică cei care află informația ocupate, pot aplica. Informația, cum, sigur că da. Cum poate aplica cineva? Cum, unde să caute informația? Avem, sau noi am dat prin intermediul Ministerului Educației o notă către toate inspectoratele. Practic, cine e interesat, acum, merge la inspectoratul școlar și acolo află informațiile. Inspectoratul a dat către toate școlile aceste informații. Există câteva criterii pe care candidații care vor să obțină un certificat de calificare pentru una dintre cele două specializări profesionale trebuie să le îndeplinească. Acest curs, pe de o parte, cel de expert local pe problemele romilor, avem 720 de ore, conform legislației în vigoare, și aș vrea să specific acest lucru, pentru ocupația de expert sunt eligibili persoanele care au terminat 10 clase, da. Iar pentru mediator școlar, unde avem 1080 de ore, legislația ne spune că sunt eligibili persoanele care au liceu cu BAC. De studii mai înalte. De studii, da, exact. În curând, Centrul pentru Formare Profesională din cadrul Partidei Romilor își va extinde oferta de specializări, pregătind cursuri pentru noi ocupații cerute în comunitățile de romi. În momentul de față avem și în derulare un parteneriat cu o altă entitate pentru a face acele cursuri de formare pentru facilitatori comunitari. Asta în ideea în care vă extindeți activitatea. Exact, ne extindem și vom avea posibilitatea să ne extindem și pe alte domenii care sunt benefice societății. Avem nevoie de un număr cât mai mare de persoane, de resursă umană romă calificată, sigur. Calificată categoric în comunitățile noastre de romi. Conducerea Asociației Partida Romilor Pro Europa a convocat o adunare a Consiliului Director pentru a stabili o serie de măsuri, planuri și strategii care vizează aprobarea anumitor rapoarte, activități de resurse umane, cheltuieli și bugete, dar și acțiuni în teritoriu. Ședința a fost condusă de Nicolae Păun, președintele Partidei Romilor Pro Europa. Acestuia i s-au alăturat membrii fondatori ai Asociației Partida Romilor, structură compusă din prim vicepreședinți și coordonatorii regionali, liderii romii ai filialelor din țară, membrii ai Organizației de Tineret a Partidei Romilor, membre ale Departamentului de Femei Rome din structura asociației și responsabili din cadrul Departamentelor de Contabilitate și Resurse Umane ale Partidei Romilor Pro Europa. Colegul nostru, Sorin Sandu, a participat la această ședință și a discutat cu o parte din factorii decizionali din cadrul asociației despre măsurile care vizează reorganizarea Partidei Romilor în lunile următoare.
La această întâlnire a Consiliului Director participă și domnul Marian Daragiu, subsecretar de stat în cadrul Ministerului Educației, dar de data aceasta vom vorbi în calitate de coordonator regional al Partidei Romilor Pro Europa pe regiunea Vest, domnule Daragiu, dumneavoastră fiind și prim-vicepreședinte al Partidei Romilor Pro Europa, așadar o persoană îndrituită să vorbească despre activitățile Partidei Romilor Pro Europa cu precădere pe zona de Vest și despre eventualele schimbări care se prefigurează pentru perioada următoare și proiecte pe care le aveți în vedere, așa că vă rog să vorbim despre aceste lucruri în ordinea pe care o veți alege dumneavoastră, despre schimbări sau despre proiecte. Suntem la o ședință de Consiliu Director, da? Organizată de asociația noastră cu colegi dragi din țară. De fiecare dată, fiecare întâlnire este un prilej de reconectare cu teritoriul și cu problemele, dar și succesele pe care colegii noștri le reportează la nivel local. Suntem într-un moment de asemenea când Consiliul Director a decis noile linii, direcții spre care ne îndreptăm în perioada următoare până la finalul anului și sunt activități care sunt legate de organizarea respectiv, reorganizarea sucursalelor locale. Salut și eu inițiativa președintelui și a Consiliului Director de a propune și de a promova ca prioritate pentru zilele următoare, pentru lunile următoare, această activitate din zona de a merge direct în comunitate, împreună cu liderii județeni, împreună cu liderii de la nivel local și să cunoaștem mai bine comunitățile, iar comunitățile să-și dezvolte acea apartenență și mândrie că fac parte într-o organizație națională care se luptă pentru reprezentarea lor. Mai ales că s-a încheiat nu de foarte multă vreme, dar a fost această campanie națională pentru a ajuta comunitățile să-și recunoască deschis sau să-și afirme în mod deschis apartenența la identitatea romă în vederea recenzării. Și atunci e nevoie de această afirmare a identității. Practic, ați menționat o următoare prioritate din perioada care... N-am știut, dar e bine că am făcut acest lucru. Da, este cealaltă prioritate legată de acțiuni care să dezvolte această mândrie de apartenență etnică și dacă doriți și o analiză pe care vrem să o facem la nivel local, la nivel comunitar, din perspectiva asumării identității etnice. Care ar fi proiecțiile pe care dumneavoastră, reprezentanții Partidei Romilor Pro Europa, le faceți în vederea, să zicem, îmbunătățirii, să folosim această sintagmă, îmbunătățirii vieții comunităților de romi, sau din mai multe perspective și am aici în vedere și nu numai social, și educațional, și cultural, pentru că și aspectul cultural este foarte important, spiritual chiar. Care sunt proiecțiile pe care le-ați făcut sau le veți face? Dacă îmi permiteți, am să mă limitez la proiecția educațională. Cu siguranță că veți avea colegi care vor povesti cu dumneavoastră și despre alte domenii. Este domeniul pe care îl cunosc cel mai bine și sunt practic delegatul din partea Partidei Romilor ca pentru această perioadă de timp să răspund în cadrul Ministerului Educației de acest domeniu. Una dintre prioritățile importante pe care le avem și asupra cărora am insistat este aceea de a ne asigura că la nivelul unităților școlare, prin intermediul și cu sprijinul mediatorilor școlari acolo unde există, dar cu sprijinul autorităților locale și cu sprijinul liderilor Partidei Romilor din structurile locale, să ne asigurăm că sprijinim școala în a reflecta cu acuratețe numărul copiilor în sistemul integrat. Este un sistem informațional, un sistem integrat al învățământului din România care există la nivelul Ministerului Educației. Este acea bază de date cu care operează fiecare școală. În acest sistem informațional SIR, ca să-i spunem pe scurt, sunt toate datele și toate informațiile legate de beneficiarii sistemului de educație. Acest lucru însemnând copiii, elevii, când spun copiii mă refer la copiii de vârstă antepreșcolară, preșcolară, da. Apoi elevii, tot ce înseamnă învățământ primar gimnazial și evident adulții care participă în programe de tip a doua șansă, să spunem, sau în programe de educație parentală, de consiliere și așa mai departe. Ei bine, la nivel național, în momentul de față, există discrepanțe serioase între cifrele pe care noi le vedem la nivelul ministerului atunci când ne uităm la copiii de etnie romă din sistemul educațional. Avem o cifră. În momentul în care solicitezi date și afli informații la cifrele din acest sistem. Din acest sistem, da, acolo, da, exact. În momentul în care primești date și informații, ele îți vin și la nivel de cunoaștere comună, în sensul că vor fi unități școlare care vor spune, știm că avem în școala noastră 10 sau 15 sau 20%
copii, populație de etnie romă, ceea ce înseamnă, să spunem, 300 din totalul de 300 de copii, să spunem că sunt 100 de copii de etnie romă, îți oferă aceste date, dar nu le poți utiliza decât ca o informație simplă, neoficială, pentru că nu acele informații nu sunt regăsite în SIR. Care sunt consecințele faptului că nu regăsești aceste date în SIR? Ei bine, aici lucrurile încep să o ia în toate direcțiile, pentru că, pe de o parte, vorbești despre finanțarea unor programe europene sau finanțare de la bugetul de stat, sume de bani care se duc și se cheltuiesc specific, dedicat, pentru copii care provin din medii dezavantajate, printre care și copiii romi, și în momentul în care încep să calculezi eficiența, eficacitatea acestor măsuri, îți dai seama... Sunt diferite numai, cifre. Adică cheltuiești 10 lei, să-ți dau un exemplu, pentru un copil, când de fapt acolo sunt 10 copii. Deci, practic, ai cheltuit un leu pentru fiecare copil, iar rezultatul va fi rezultatul investiției de un leu, nu de 10 lei, așa cum apar în cifrele reale. Reflectarea numărului real aici. Exact. Și mai este încă o realitate, spuneam, realitatea existentă în SIR, realitatea pe care o primești la nivel de cunoaștere comună, ca date, știm că atâția copii sunt, și apoi mai este o realitate, cea care este cea mai dureroasă, adică exact ceea ce se întâmplă în comunități. Și aici mă refer la care la nici cei asta copii nu se regăsește în care SIR. Aici vorbim despre copii care sunt în afara sistemului, copii care nu sunt integrați în sistemul educațional. Ei bine, acestea sunt parte din prioritățile pe care le avem la nivel educațional. Nu poți să lași, pe de altă parte, nu poți să lași totul pe umerii școlii, spunând școala trebuie să se descurce și să-și găsească toți copiii de etnie romă, să-i convingă pe părinți să vină la școală și să-și asume identitatea etnică, pentru că aici, Sorin, ne lovim de un alt aspect. De asumarea etnică, a propriei identități, ca declarație publică, personală. Dacă vor fi părinți care nu vor recunoaște apartenența etnică, și ne referim iară la primul subiect, acela legat de recensământ și munca pe care o ducem de convingere în vederea asumării identității etnice, iară datele sunt diferite. Iar copiii nu vor fi introduși în anumite programe, proiecte care sunt dedicate copiilor romi. Absolut. Vorbim despre, vă dau un exemplu, Programul Național de Reducere a Abandonului Școlar, acel PNRAS, așa cunoscut. Păi, reducerea abandonului școlar în datele și în cifrele oficiale și din ceea ce noi cunoaștem în teritoriu se întâmplă în rândul comunităților dezavantajate, în rândul familiilor care nu pot să-i mențină pe copii în școală, adică și în rândul comunității de romi. Ce date putem să arătăm și unde este progresul pe care îl surprindem ca urmare a eforturilor pe care le facem pentru copiii romi, dacă acești copii nu sunt în școală, dacă ei nu sunt reflectați în SIR? Și atunci aceste programe la un moment dat vor fi raportate către Comisia Europeană sau către statul român prin bugetele pe care au fost cheltuite, încercând să arăți dacă ele au sau nu eficiență. Nefiind în măsură să arăți eficiența acestor programe, pentru că nu ai cifrele care să-ți justifice intervențiile, ajungi să întărești anumite stereotipuri negative legate de faptul că oricât de mulți bani ai investi, iată, romii sunt tot acolo. Ei, realitatea nu este aceasta. Deci e nevoie ca aceste date, informații să fie transmise de către inspectorate, inclusiv de către acei inspectori școlari romi care au fost introduși acum. Avem marele avantaj că, ca urmare a unor măsuri depuse de către Partida Romilor, prin intermediul inclusiv de la nivel parlamentar, și Cătălin Manea, deputatul romilor, a avut un rol însemnat în această muncă, având în spate o structură la nivel național care a sprijinit și care a reclamat nevoia existenței inspectorilor școlari dedicați minorității rome. Iată că avem 40 de persoane noi intrate în sistem, inspectori cu calitatea de a monitoriza și de a sprijini activitatea la nivel școlar, activitatea școlilor, activitatea directorilor de școală, iar una dintre măsurile și prioritățile pe care le-am și povestit cu inspectorii școlari numai departe de săptămâna trecută la Vâlcea, când am avut o consultare publică cu inspectorii școlari, spunându-le despre importanța acestui demers. Spuneam că nu poți să lași totuși pe umerii unui singur actor local în acest demers macro, pentru că ai nevoie de a încuraja familia, și aici este rolul mediatorului școlar, al liderului local, al colegilor noștri care se află în sala cealaltă, în ședința de Consiliul Director, apoi vorbim despre implicarea inspectorului pentru romi,
cu sprijinul inspectoratului și acestea sunt mesaje care merg oficial către inspectoratele școlare județene, prin care îi sprijinim și le recomandăm și le solicităm în același timp să reflecte acest fenomen al asumării identității copiilor și al cifrelor în acest sistem public, pentru că de acolo pleacă toată munca noastră. Am înțeles. Din păcate trebuie să ne oprim. Ar fi multe de spus și trece timpul foarte ușor cu dumneavoastră. Aveți multe de spus într-adevăr și lucruri foarte importante și interesante. Le vom mai discuta probabil. Dacă mă invitați, am să revin cu mare plăcere. Pentru a detalia, pentru a avea alocat mai mult spațiu unor chestiuni foarte importante, precum educație, segregare școlară și așa mai departe, chestiuni care sunt în competența noastră. Dar în acest moment vă mulțumesc pentru aceste informații Domnule Sandu, și mult invitație. Succes vă doresc în continuare. Vă mulțumesc tare mult. Doamne ajută, cele Doamne ajută, noi bine. Domnule Iulian Paraschiv, toamna se numără bobocii. Facem un scurt bilanț al activității Partidei Romilor în regiunea pe care o coordonați până în acest moment. Ce ar mai fi fost de făcut? Ce s-a îndeplinit, să zicem, din țintele pe care vi le-ați propus? Și care ar fi pașii următori? În toată perioada de până acum, Partida Romilor în regiunea Sud-Vestoltenia a avut o serie de activități la nivel local, o serie de activități prin care am încercat să creștem numărul cetățenilor români de etnie romă care își recunosc apartenența și care își declară apartenența la recensământ, activități cu caracter cultural și de promovare a identității și culturii minorității rome la firul ierbii, unde am avut o serie de întâlniri care ne-au dat energie și ne-au dat așa un vibe bun pentru a merge mai departe, pentru că am mers în comunități și ne-am întâlnit cu copiii, cu părinților, cu bunicii, dar activitățile noastre au fost centrate și au avut un puternic caracter educativ și de creștere a stimei de sine în cadrul comunităților cu romi. Regiunea Sud-Vestoltenia, o regiune unde avem comunități compacte, cele mai mari ca și număr din țară, Dolj, Gorj, Olt, de asemenea în Vâlcea și Mehedinți. În toamnă acum îmi propun ca în următoarea perioadă, până la finele lunii noiembrie, începutul lunii decembrie, să avem întâlniri la nivelul fiecărui județ, în care structurile de conducere să fie reconfirmate sau să fie schimbate. Deci apar după caz. Modificări în structura. Da, adică ne organizăm la nivel local, avem consilii directoare județene, vedem ce dinamică și dacă liderii noștri sunt sau nu reprezentativi și dacă oamenii vor mai alege dacă sau mai nu. Dacă mai au girul oamenilor. Da, deci, din exterior, să știi, Sorin, că imaginea de ansamblu a Partidei Romilor este că este o organizație destul de închisă și cu o puternică rezistență la schimbare. În realitate, lucrurile stau altcumva. Partida Romilor este o organizație deschisă, în care nu interesele personale sunt primordiale. Ideea de echipă, ideea de coagulare și de mobilizare a comunităților cu romi în jurul propriilor interese este cea mai importantă și după aceste idei și principii ne ghidăm. Dacă o comunitate își alege liderul și acel lider poate nu are o calitate morală extraordinar de, nu știu, nu este icoană de pus în cui, da? Sau este o persoană care nu este pe placul autorităților. Iară, poate apărea și situația de genul acesta. Însă este o persoană agreată de comunitate, pentru mine și pentru noi, pentru că când spun pentru mine, mă refer și la calitatea pe care o am de coordonator regional. Eu trebuie să țin cont, în primul rând, de dorința oamenilor, de dorința comunității și de felul în care acea persoană reușește să mobilizeze oamenii în jurul propriilor interese. Când spun interese, mă refer la interesele comunității, sigur că da. Nu la interesele personale. El are girul personale. Acelor oameni, este reprezentantul lor. Este reprezentativ, are legitimitate, astfel încât construcția organizațională pleacă de jos în sus. Liderii județeni, ca de altfel nu în Oltenia se întâmplă lucrul ăsta, se întâmplă și în Muntenia, și în Moldova, și în Ardeal, unde avem o serie de lideri noi, avem nevoie de reconfirmări, iar reconfirmările nu pot fi date decât
de oameni. Și dacă nu hotărâm noi, nu președintele, nu structura de conducere din plan central, avem nevoie să vedem că oamenii au recunoaștere în primul rând din partea comunităților, astfel încât vocea lor să fie una puternică, să fie una auzită, să fie una legitimă și una care să se bucure de respectul oamenilor. Dacă ne dorim să construim ceva real și solid, pe termen lung, Partida Romilor nu este nici a mea, nu este a vreunui coleg din plan central, dar nici a vreunui coleg din plan județean. Partida Romilor trebuie să fie a romilor. Și romii trebuie să simtă că au unde să... Organizația Partidului Romilor trebuie să fie organizația care îi primește pe toți, care îi ascultă pe toți, care încearcă să găsească soluții și construcții și instrumente de schimbare. Că asta ne dorim cu toții, pentru asta lucrăm, nu? Pentru oameni, pentru cetățenii români de etnie romă, ca ei să ducă o viață puțin mai bună decât o duc. Sigur, asta să producem schimbare. Fără a vă substitui rolul lui autorităților? În niciun caz, în niciun caz. Organizația Partida Romilor este cea mai mare organizație din România și din Europa la acest moment. Organizație a romilor. Organizație care are structuri în toate județele, mai mult de atât, în fiecare județ există o reprezentare a comunităților mari compacte. Ceea ce trebuie noi să facem este să umblăm puțin la calitatea muncii pe care o avem și să deschidem ușile mult mai larg decât o facem până în prezent, pentru că fiind cea mai mare, întotdeauna vor exista și voci critice. Există o masă critică, ceea ce este în regulă, atât timp cât atacurile nu sunt duse către persoana, atât timp cât atacurile nu sunt duse în plan personal și discutăm despre activitate. O organizație sănătoasă sau niște voci din mișcarea romă sănătoase, cam asta trebuie să înțeleagă. Nu poți să te dezvolți fără a stabili niște obiective clare și obiectivele noastre, nu doar în Oltenia, în toată țara, sunt, după cum vă spuneam mai devreme, vrem să vedem în ce măsură comunitățile locale își deleagă și se organizează la nivel local, vrem să testăm lucrul ăsta, să vedem care sunt rezultatele muncii pe care colegii noștri din plan teritorial alături de noi au făcut-o până acum. Iar responsabilitatea, cred că trebuie să ne aparțină inclusiv nouă prin vicepreședintelor și coordonatorilor regionali în egală măsură. Partida Romilor este una singură. Deocamdată avem o structură de conducere care se bucură de votul. În decembrie o să avem iară adunare generală, însă până la adunare generală trebuie să ne asigurăm că toate structurile județene sunt validate. Da? Deci vom avea adunări generale în fiecare județ. Deci e de lucru în această țara. Perioadă până la sfârșitul. Da, deci o să mergem în teren, începând cu imediat perioada următoare, o să ne aflăm în teren, o să avem alegeri ale structurilor locale care se vor exemplifica cu o adunare la nivel județean, urmând ca la anul să avem adunări mari, adunări regionale. Partida Romilor trebuie să arate că este o structură mare și pe lângă elementul cantitativ trebuie să vină și cu elementul și cu elemente calitative. Trebuie să continuăm să facem vocea comunităților cu romi mult mai auzită. Rasismul în continuare atinge cote alarmante, avem probleme cu rata abandonului școlar, prețurile la energie afectează deopotrivă și romii și neromii. Foarte mulți dintre coetnicii noștri sunt plecați în afară copiilor. În bună parte au rămas acasă cu bunicii, cu apropiații. Este și situația prezentă nu doar în comunitățile cu romi. Sigur. Da? Deci oamenii au nevoie, în primul rând, ca toate aceste probleme să își găsească răspuns. Da, nu este Partida Romilor Guvernul României, nu este Partida Romilor înregistrată, nu are în Parlament un grup parlamentar ca să poată veni cu măsuri. Se pline balanța. Da? Deci, în democrație, Sorin, deciziile sunt luate ca rezultat al voturilor. Asta încercăm noi să facem comunitățile să înțeleagă, în primul rând, trezindu-le interes față de ceea ce îi doare și ceea ce interesează pe ei în plan local. Stăm de vorbă cu domnul Nelu Pavel, președintele filialei Partidei Romilor Pro Europa, județul Gorj.
Domnule Nelu Pavel, suntem în luna septembrie. Cumva se face așa, se mai face câte un bilanț, a fost vacanța aceasta de vară. Haideți să ne gândim așa un pic ce realizări ați avut anul acesta până în acest moment, ce neîmpliniri, care ar fi o parte dintre aceste probleme, care, sigur, câte putem discuta aici în câteva minute cât avem alocate discuții noastre, și pe care ați încercat, pe care nu ați reușit sau pe care veți reuși să le faceți în continuare? În primul rând, eventual să mergem pe domenii. Am avut foarte multe activități pe educație, unde am reușit cu rechizite, cu ghiozdane, și n-au fost puțin 100 de copii care au beneficiat de aceste rechizite și tot. Le-am făcut o bucurie și să aibă copiii, să fie egal, cel puțin la început de an școlar, să fie egal cu ghiozdanul celui majoritar, pentru că au fost foarte mulți copii care n-au avut posibilități ca să poate să aibă un ghiozdan la cerința învățătorului sau dirigintelui, să aibă caiete de la toate materiile, să aibă tot ce îi trebuie, rechizite, cum au și ceilalți colegi. Și a fost o bucurie enormă pentru noi. Singura un pic care am fost dezamăgit, că trebuie să spunem lucrurile reale și așa cum sunt, pentru că în gândirea mea să ajutăm pe copiii care chiar au nevoie, dar cu părere de rău, de multe ori veneau oamenii care aveau putere potențială în financiar și știam, și veneau să ceară și ei. Dacă să dădeam o pungă de dulciuri la un copil să se bucure, care pentru familia respectivă nu era o problemă, trebuia ca să simte bine că a luat și el. Care asta o să încercăm să informăm comunitățile, că trebuie să fie o unitate, trebuie să gândim și să fim uniți. Cel mai important lucru care l-am realizat în cei 30 de ani, am făcut-o în ultimii 5-6 ani. Am identificat un grup de tineri pregătiți, țigani tradițional vorbitori de limba romanii. Vorbim despre județul Gorj. Despre județul Gorj, da? Și nu numai, că s-a întâmplat și în alte. Ceea ce am făcut eu se mai întâmplă și în alte județe, nu în toată țara. Și am identificat și încercăm să ia ce bun de la noi, experiență, să cunoască comunitățile, să cunoască problemele care se confruntă romii și să preia organizația, să o ducă mai bine decât am făcut-o noi, să fie bine comunităților. Asta înseamnă resurse umane active, tineri romi pregătiți, că niciodată un român nu poate să vorbească, să cunoască situația mai bine decât un rom. Cei care provin din comunitate, provin, sigur că și da. Ei știu cu problemele care se confruntă, ei știu mai bine și sunt și ascultați și responsabili pentru situația neamului nostru, până la urmă. Pentru că unii se fac țigani numai când vor și sau când sunt anumite funcții sau facilități pentru când se discută de romi, dar după, dacă nu a obținut ce a vrut, nu-și mai recunoaște apartenența etnică, sau este rom numai când obține foloase beneficii pentru interes personal, care asta nu mi se pare normal. Și atunci noi trebuie să angrenăm tineri romi pregătiți, școliți, pentru că mi-a spus un mare domn, acum vreo 25 de ani, un domn judecător și cu tribunalului de Gorj: bă, știți când sunteți voi de speriat? Când veți învăța carte. În momentul când veți avea oameni pregătiți să vorbească cu românii pe limbajul lor și să nu mai spuneți sodesma, ce-mi dai? Atunci veți avea și veți deveni mai puternici decât ungurii. Până nu veți scoate oameni, țigani, să decidă să vorbească numele vostru și al lor, nu se va îndrepta situația. Fii oameni pregătiți. Într-adevăr, o idee foarte bună și sunt de acord cu dumneavoastră că tinerii trebuie să fie pregătiți și sunt, cum și sunt foarte mulți. Am tineri absolvenți de facultate, de master, tineri pregătiți care consider că în 2-3 ani de zile sunt mai pregătiți decât foarte mulți demnitari români sau chiar și parlamentari, care poate să participe sau să ia decizii în binele comunităților de rom. Pentru că chiar dacă ai un consilier 2 care vor ieși pe listele noastre și partid la luare deciziilor, dacă nu au cunoștințe despre 215 ca să vină cu inițiativă benefică pentru comunitate sau să se simte prezența lor
la luarea deciziilor, nu se va întâmpla nimic. Dacă punem pe listă un consilier care se mulțumește pe indemnizație și după 4 ani de zile n-a schimbat nimic în comunitate, n-are niciun rost. Îmi povesteați despre o idee pe care o aveți legată de o comisie de etică. Îmi propun și o să vin cu o decizie în Consiliul Director, o propunere, și asta depinde dacă va fi acceptată și de membrii Consiliului Director, o comisie etică. Cum o văd eu? La nivel de comunități și în fiecare județ există oameni pachevale, oameni judecători cristinitori, care nu se compromit, care participă pentru liniștea comunităților de romi și în momentul când greșesc, li se atrage atenția, vor fi scoși în stabor, în judecată, ca să nu-și mai repetă greșeala sau să nu se înrăutățească situația comunității. Așa o gândesc că la nivel de organizație vor fi identificați cei mai recunoscuți țigani pachevale și respectați, onorați, care vor forma sub departamentul care se va numi Comisia Etică și vor participa la luarea deciziilor și în momentul fie un membru din Partid Arun, din conducerea Partidei Romilor, când va încălca și nu va fi demn de o funcție care o deține datorită organizației, va fi adus în fața acestei comisii etice. Adus în fața comisiei și vor da socoteală pentru dacă vor afecta comunitățile de rom, inclusiv societatea civilă care vorbesc despre romi și implementează proiecte și programe, vor fi trași la răspundere de Comisia Etică. Sigur, atâta timp cât ei vor aborda girul acestei comisii. Nu, noi suntem țigani și în momentul când discutăm și afectează comunitățile de romi, vor fi trași la răspundere. Băi, ia vină încoace, tu ai avut un obiectiv, ai spus că faci bine comunității, trebuie să se întâmple ce ai promis. În momentul dacă nu respecti ce ai promis, vei fi trași la răspundere de această comisie să nu afectează comunitățile de rom. Să sperăm că veți avea succes cu această propunere. Așteptăm și noi finalul discuțiilor la acest Consiliu Director al Partidei Romilor Pro Europa. Vă mulțumesc, domnule Nelu Pavel, și mult succes în continuare în activitatea dumneavoastră. Odete ajutil tu mengă. Și doresc organizația Partida Romilor să fie a țiganilor și nu unor persoane. Facem un scurt bilanț al activității Partidei Romilor Cluj până în acest moment, până în septembrie. Împliniri, neîmpliniri, ce ar mai fi de făcut până la sfârșitul anului, posibile proiecte de viitor? Pot spune că la noi în sucursala județeană Cluj am avut de la începutul anului o activitate foarte amplă și aici pot să amintesc și în perioada pandemiei. Am fost prezenți în comunitățile de rom din județul Cluj cu structurile noastre care le avem în cele 25 de filiare care le deținem în județul Cluj. Pe de altă parte, în perioada pandemiei pot spune că am sprijinit anumite familii care s-au descurcat foarte greu în perioada aceea și au trecut cu bine acea perioadă a pandemiei. Am încercat să ne reorganizăm, și ne reorganizăm. E un proces care se tot întâmplă așa de-a lungul timpului. Pe de altă parte, în perioada aceasta care a trecut, am avut și perioada oferirii recomandărilor către licee și facultăți. Am acordat un număr în jur de 100 și ceva de recomandări la licee. Și pot spune și la facultăți, având în vedere că în municipiul Cluj-Napoca este o universitate foarte mare, Babeș Bolyai. Sunt și acolo locuri pentru... Da, pentru avem un număr semnificativ și pentru comunitățile, pentru populația de rom și în Universitatea Babeș Bolyai. În următoarea perioadă o să încercăm să mergem în comunități, să avem anumite acțiuni culturale, sportive și aici vreau să amintesc că vom dori să facem un campionat de fotbal la nivel județean. Dacă pentru că aminte, cred că am mai discutat cu tine, Dragoș, ideea asta, nu? Exact. S-a concretizat cumva? Adică aveți echipe de fotbal? Da, avem mai multe echipe de fotbal în județul Cluj care aparțin comunității rome și sunt înscrise și în Federația de Fotbal la nivel județean și aici amintesc că în municipiul Cluj-Napoca avem în Mociu, în Gilău și tot așa avem mai multe. Și cum se descurcă? Sau sunt într-o ligă? În divizia 5-a, mi se pare, două dintre ele și celelalte și urmează. Nu sunt la retrogradează sau retrogradează? Da, sunt într-o perioadă de, nu știu, acum vedem, situația este că aceste echipe duc o lipsă de, nu au suportul financiar.
să spun așa, și trebuie ajutate din spate. Sigur. Dar sperăm cu ajutorul nostru, a organizației noastre, a organizației Partida Romilor, că o să-i sprijinim și pe aceștia. Și veți organiza un campionat de fotbal, da? Da, dorim să avem un campionat de fotbal la nivel județean și unul național. Deci, care să fie numai echipe rome? Echipe de din Romă, da. Un campionat exclusivist. Vrem să facem un campionat exclusivist cu ai noștri. Așa, de asta o discriminare? Nu o să fie, cred că nu o să fie o discriminare, dar ce stai noi? O idee interesantă, în definitiv. Da. Azi la Consiliul de Director am participat, mulțumim pe această cale domnului președinte Nicolae Poncare și a expus dorințele că și Partida Romilor să rămână o organizație puternică, să rămânem împreună în continuare și să dăm dovadă că este singura organizație reprezentativă a romilor din România. Există, să zicem, întrebări în ceea ce privește, sau posibile nelămuriri în ceea ce privește o unitate a acestei organizații? Sunt discuții la acest nivel? Da, sunt discuții. Chiar pe de altă parte vă pot spune că noi la Cluj avem ușa deschisă, pot participa și pot veni alături de noi orice fel de persoană care dorește să facă ceva pentru folosul copiilor lor, pentru folosul... Indiferent de naționalitate sau de etnie. Indiferent de etnie, dar majoritatea noi ne-am dorit să vină ai noștri lângă noi. Să fie implicați în problemele și în Avem o structură de organizație de femei care este condusă chiar de către noua inspectoare pentru romi din cadrul ISJ Cluj, doamna Chiria Gliana, care pe această cale o felicit pentru activitatea care o are cu copii și în cadrul nostru a Partidei de Romi Cluj. Deci aveți și organizație de femei care, da, să care este activă și o să înceapă pe parcurs să-și desfășoare activitatea și în pe raza județului Cluj și în toate localitățile din județ. Am vrea pe de altă parte să ne continuăm relația bună care o avem cu instituțiile publice locale și aici pot să amintesc Consiliul Județean Cluj, Prefectura Cluj, Inspectoratul Școlar Județean și de ce nu și Inspectoratul de Poliție. Cu toate aceste instituții avem un protocol de colaborare și ducem o colaborare extrem de bună din toate punctele de vedere, având în vedere să venim în folosul comunităților de romi și în folosul populației rome. Încercăm împreună cu ei să avem anumite proiecte pe viitor și la începutul anului o să încercăm, din spusele și promisiunile domnului președinte a Consiliului Județean, să avem niște proiecte care vin în folosul comunităților de rom și aici când spun în folosul comunităților de rom mă refer la locuințe, canalizare, străzi asfaltate și tot așa pentru comunități, strict pentru comunitățile de rom. Acțiunile pe care le-am avut până acum s-au desfășurat în 6 localități din județul Brașov. Am reușit să ajungem oarecum la copiii din școlile, din localitățile pe unde am fost. A fost un pic, suntem un pic pe partea de activitățile pe care le-am avut, un pic erodați, în sensul că vreau comunitățile și... Da, suntem erodați în sensul în care comunitățile deja și copiii, școlile cer altceva de la noi. Adică vor să venim cu ceva nou, ceva poate bazat mai mult pe digitalizare, pe interacțiunea asta cu copiii, care se răspunde nevoilor lor, pentru că, ok, te duci în comunitate, faci o acțiune în mijlocul lor sau la căminul cultural sau unde o faci, la școală, unde ai face-o, dar cred că trebuie să angrenăm mai mulți specialiști, pentru că mă întrebai și de nerealizări. Cred că una cea mai importantă, și mie îmi place să vorbesc de nerealizări, pentru că îmi dau idei pentru viitor, una dintre cele mai importante e că n-am avut neapărat până acum niște specialiști lângă noi care să ne îndrume și să ne învețe oarecum ce înseamnă comunicarea cu un copil și cu nevoile lui actuale. Pentru că copiii nu mai sunt cum am fost noi și au nevoie de alt tip și flux de comunicare. Știi? Și atunci am reușit pe de o parte să ne atingem indicatorii, dar cu siguranță este loc de mai bine. Ziceai de această digitalizare. Sunt pregătite comunitățile pentru acest proces intens de digitalizare în care se află întreaga țară? Sunt pregătiți cele care au curent și internet. La asta mă refer. Pe mine mă doare sufletul și eu mă leg de comunitățile și școlile unde nu există digitalizare. Cu toate că în ultimii ani am observat și eu că adică majoritatea unităților școlare arată bine. Sunt dotate, au școli, au clase inteligente, au table inteligente, au tablete pe care le-au primit anii trecuți pe timp de pandemie. Însă copiii au nevoie de mai mult. Au nevoie să învățăm
cum să ajungă la informația de care au ei nevoie? Pentru că majoritatea copiilor intră pe rețele de socializare, pe YouTube, pe măsia basic și nu reușesc să ajung acolo unde... Chiar știu, informație... Exact, un edu-pedu, adică a fost un necesare exemplu. Necesare pentru fiitor. Exact, necesare pentru ei. Și trebuie să facem chestia asta și cu părinții, dar mai ales cu copiii. Pentru că ei, copiii acum de la 5-6 ani, după ce trec de grădiniță, poate și înainte, ei deja știu să dea scroll pe telefon, știu unde să ajungă, cunosc ferestrele, cunosc culorile care duc acolo unde doresc, însă capacitatea lor de a înțelege lucrurile astea e diminuată de lipsa noastră de, și de lipsa noastră de, de transmitere de educație către părinți, să le arătăm care dintre aceste aplicații sau care dintre aceste platforme îi pot ajuta. Acțiunile astea de învățare prin digitalizare, trebuie să, pe acestea trebuie să, probabil, să punem noi punctul. Și atunci veți coopta specialiști care să lucreze cu acești copii? Da, avem și, avem, da, avem printre noi și Claudiu, care este profesor de info, adică avem specialiști pe care, cu care putem să mergem în comunitate. Nu suntem și nu trebuie să fie un specialist, nu știu, un IT-ist care lucrează în 10 ani, de 10 ani în domeniu, nu, poate să fie oricare dintre noi care poate să învețe copilul, măi, cum accesez platforma asta educațională, în care eu pot să văd niște lucruri foarte interesante. Gen, i-am arătat unui copil odată un caiet inteligent sau o tabletă din aceea inteligentă pe care poți să umbli cu pixul. Ei erau foarte, și nu e scumpă, ei erau foarte prinși de treaba aia. Bă, e mișto treaba, știi? Adică pot să scriu pe ea, pot să șterg, pot să fac anumite chestii, am anumite șabloane. Folosești această oportunitate a digitalizării pe care vrei să o implementezi și să obții rezultate în, în comunitățile de rom din, din Brașov și chiar mă bucur acest lucru și te felicit pentru aceasta. Spune-mi, relativ la organizarea filialei voastre. Acum, tu ești un om tânăr, sigur că noi am mai vorbit și aveți o echipă bună acolo de tineri. Există și o organizație de femei, de multe ori energia feminină este foarte puternică, trebuie doar să o canalizezi în direcția potrivită pentru a obține rezultate poate mai bune decât până atunci sau nu știu. Tot timpul am avut o problemă cu chestia asta, cu a înființa o organizație de femei. Mi se pare... Bună, o idee, dar, mi se pare o idee bună, dar mi se pare ușor forțată, nu? Nu forțată. Nu cred că ar trebui să existe o neapărat o organizație separat de femei. Pentru că atunci ar însemna că ce? Există, noi avem organizații de bărbați și să facem organizații de femei. Adică mergem pe ideea în care se pe, practică și la alte da, case. Da, dar nu înseamnă că e o idee bună. Adică în țările vestice, în țările civilizate, rar mai găsești în organizații de femei. Bine, acolo avem exemple de suverani, dacă vrei, sau președinți, sau reprezentați la nivelul Parlamentului, sunt femei. Și dacă ar fi după mine, Sorin, o întrebare, dacă ar fi după mine, femeile, da, ar trebui să ar fi capabile mult mai mult decât un bărbat să conducă, pentru că ele sunt mai riguroase, sunt mai gospodine, ele știu ce au de făcut de cele mai multe ori, însă dacă trebuie să înființăm organizații de femei, o vom face. Ideea să fiți împreună totuși. Ideea e că atunci când vorbim de organizația noastră, să vorbim de organizația noastră cu cei mai buni romi. Fie că vorbim de sex masculin, sex feminin sau alte asumări din punctul ăsta de vedere, dar nu trebuie să existe neapărat o separare, nici măcar cu tinerii, dacă mă întrebi. Pentru că o să fim ca mine, cum am fost la organizația de tinere 20 de ani și o să îmbătrânesc acolo. Pentru că, ce crezi, oamenii care sunt puțin mai în vârstă sau sunt trecuți de 50 de ani, foarte greu renunță la ceea ce au. Și atunci tinerii rămân tineri, femeile rămân femei, tinerii sunt puși acolo, femeile sunt, sunt puse acolo și atunci ce facem? Noi, organizația, suntem cei care îi mai chemăm câteodată, bai să vă mai reorganizăm sau haideți la noi. Nu. Organizația, Asociația Partida Română pentru Europa Brașov, cred că trebuie să fie o organizație omogenă, formată din bărbați și din femei, în mod egal, disproporționat, n-are importanță, e importantă cine vrea să vină la tine. Nu poți să zici, cum am mai auzit, bă, mai întrebe trei femei în organizație. Pentru ce? Pentru a egala ceva sau e un concurs? Nu. Oamenii care vor să implice, poate să fie 10 femei și 3 bărbați, sau invers. Sau 7 tineri și 4 persoane mai vârstnice. N-are absolut nicio relevanță. Noi căutăm oameni care au ceva în cap și care vor să lucreze, cum ți-am mai spus de multe ori, oameni gospodari la casa lor și oameni care vor să dea ceva din ce au comunității, indiferent de orice alt categorisire putem vorbi. Stă
Stăm de vorbă, dragi prieteni, cu domnul Leonida Mandache, președintele Partidei Romilor Pro Europa, filiala județului Ialomița. Vom vorbi, ca și până acum, cu ceilalți vorbitori despre proiectele organizației locale, organizației județene a Partidei Romilor Pro Europa, despre neîmpliniri, domnule Mandache, dacă au existat, despre rezultate, în ce măsură au fost pe măsura așteptărilor, ce ar fi de făcut până la sfârșitul acestui an, să zicem, pentru a vă atinge obiectivele propuse pentru acest an. Planuri de viitor întotdeauna avem, cu siguranță abia așteptăm să le punem în aplicare. Spre exemplu, avem adunarea generală pe data de 9 octombrie, o adunare cu membrii organizației noastre a Partidei Romilor din Ialomița. Acolo vom confirma reprezentativitatea, să zic așa, la nivel de județ, începând de la președintele organizației. Și deci vor apărea modificări în structura... Posibil să apară și modificări, posibil să mai aducem îmbunătățiri, să aducem un supliment, să zic așa, de oameni doritori, da, care să vină să pună umărul și să construim ceea ce credem noi că este util pentru comunitate. Imediat după adunarea generală o să avem Ziua Romilor Ialomițeni, care se va desfășura într-o sală cu 4-500 de persoane, unde vor participa ca și artiști Ștefan de la Bărbulești și Narcis, Marius Babanu și mai sunt câteva formații, alte surprize. Prin astfel de evenimente, da, putem să încurajăm, da, cum să spun eu, participarea noastră în atenția celorlalți. Putem să participăm și să arătăm că și noi putem. Că ceea ce facem noi putem să facem la fel ca și ceilalți majoritari, deci chiar au rămas frumos impresionați de ceea ce am făcut. Cu siguranță și acum vom face, deja avem un plan împreună cu colegii mei din județ, cu liderii noștri, și avem în plan să iasă ceva care sau cu care să ne lăudăm cu toți. De la copil mic care va participa și până la cel mai bătrân. În altă ordine de idei, mai avem o altă ediție, să zic așa, aici pe plan sportiv avem Cupa Romilor Ialomițeni la fotbal. Suntem tot la ediția 6-a. Câte echipe aveți? Avem 16 echipe. Toate constituite din romi, adică 16 echipe de doar fotbal? Doar de romi, împărțite în 4 grupe. Se desfășoară fiecare grupă. Aveți un fel de campionat, așa? Un fel de campionat regional, să zic așa. 4 grupe, se califică primele 2 din fiecare grupă, după aceea rămân 2 grupe, câte 4, se califică la fel primele 2 și până ajungem în finala mare și finala mică. Este cumva Dragoș Roșianu din Cluj, îmi povestea că au și ei și vor să organizeze un fel de campionat al romilor, dar spuneți-mi, nu este cumva exclusivistă această idee, adică numai echipe de fotbal ale romilor într-un campionat doar al romilor, sau este un eveniment pe care dumneavoastră ați dori să-l faceți pentru a crește participarea? La început a fost un eveniment dorit de foarte mulți lideri. A plecat o idee de la cineva și am căutat să o fructificăm. A dat roade, a ieșit ceva frumos și după aceea am căutat să îmbunătățim de la ediție la ediție și vă rog să mă credeți că prin ceea ce am făcut deja am dat naștere la niște așteptări din partea comunităților și consider că lucrurile care au dat roade și sunt frumoase, constructive și așa, trebuie să continuăm. Dar v-ați gândit tot legat de chestia asta să și formați o echipă care să aibă rezultate și să intre într-o divizie zonală și așa? Am discutat, chiar discutam problematica asta cu colegii mei, să facem o selecție și să formăm o echipă a romilor, să o înscriem în divizia 4-a din județ și să avem o formație doar din romi. Da? Susținută de către organizația noastră județeană și
Cred eu că am putea să facem o selecție cu care să avem rezultate. Până atunci este interesantă ideea aceasta cu campionatul. Este chiar o implicare într-o mișcare de masă, să zicem. Sunt chestiuni pe care eu le văd așa, contribuie la schimbarea unei paradigme, contribuie la schimbarea părerilor romilor despre ei înșiși și la îmbunătățirea acestei păreri și la afirmarea, așa cum spuneați ceva mai devreme, în mod deschis, a identității rome. Alte proiecte, în afară de cele de ordin cultural, din punct de vedere social sau așa, pe care le-ați gândit, care n-au mers din diverse cauze sau poate au mers sau pe care le aveți în vedere? Nu întotdeauna au ieșit lucrurile dorite de noi. Acel puțin care l-am făcut, am căutat să-l facem de calitate. Acel puțin care am încercat să facem, am căutat să fie peste așteptări, să zic așa. Și legat de politicul ăsta, să spun așa, noi acum, la ora actuală, deja suntem în căutare de a identifica persoane doritoare, eu știu, să ocupe o funcție de primar, să ocupe o funcție de viceprimar, și ceea ce spun acum nu spun lucruri mărețe. Persoane de etnie romă, la acest lucru. Doar persoane de etnie romă, adică la noi, în Ialomița, chiar se petrec astfel de lucruri. Avem primar de etnie romă și în comuna Borănești, care întâmplător este un nepot al meu. Avem viceprimar de etnie romă, avem consilieri locale, avem oameni care deja au prins gustul politicii, să zic așa, și prin muncă, prin dăruire, prin, eu știu, ambiție, am reușit să pătrundem. Sunt oameni care vor să vină lângă dumneavoastră, sunt oameni doritori să intre în Partida Romilor Pro Europa, sunt tineri care vor să vi se alăture pentru a continua, pentru a merge în această luptă, să zicem, în aceste demersuri ale noastre. În mare măsură depinde de noi, cei care reprezentăm acum organizația. Dacă noi ne facem, cum să spun eu, transmite mesajul corect, dacă noi suntem cei care identificăm persoanele corecte, da, care ar putea să aducă un plus valoare organizației, cu siguranță este foarte ușor să-i aducem către noi. Da, există voință, există cereri din partea acestor cetățeni și tineri și absolvenți de licee, deci școli, eu știu, înalte, să vină lângă noi. Iar eu sunt, cum să zic eu, cel care întotdeauna am încurajat și am deschis ușa și am spus, ușa este deschisă pentru toată lumea, mai ales pentru persoanele cu studii, da? Mai ales pentru persoanele care au reușit să facă ceva în viață, ca să dăm exemple, da, la cei care sunt și doresc să vină alături mai de noi. Mai ales copiilor și tinerilor. Mai ales da. Copiilor, tinerilor, ca să se vadă că putem să înfăptuim lucruri, cum să spun eu, frumoase și dorite de către comunitate. Domnule Mandache, vă mulțumesc pentru informațiile pe care ni le-ați împărtășit și vă doresc mult succes. Chiar suntem curioși să ne mai chemați și pe noi pe la dumneavoastră când drag. Aveți acele campionate, când aveți aceste evenimente. Cu mare drag, ca de fiecare dată mi-a fost drag să vă chem și să contribuim, că până la urma urmei, prin venirea dumneavoastră, prin aportul dumneavoastră, nu am făcut altceva decât să îmbunătățim, eu știu, ceea ce am făcut și noi pe acolo. Și să ajutăm și pe ceilalți să vadă că se poate. Dacă într-o parte se poate, de ce nu s-ar putea? Asta este mesajul. Să transmitem lucruri pozitive. Să se vadă că ceea ce facem noi, da, nu suntem cu nimic mai prejos decât ceilalți. Aflăm pe parcursul emisiunii de astăzi ce se întâmplă în acest Consiliu Director. Important pentru comunitatea romă, un eveniment foarte important, pentru că află comunitatea ce face, cu ce se ocupă, care sunt rezultatele organizației reprezentative a romilor în Parlamentul României, și anume Partida Romilor Pro Europa. Și pentru început ne aflăm în acest platou alături de domnul Răducanu Tudorică, președintele Partidei Romilor Pro Europa, filiala Dâmbovița. Bine ați venit, mă bucur să vă văd, nu v-am mai văzut decât de la Consiliul Director anterior, domnul Răducanu. Ce mai faceți? Cum sunteți? Mulțumesc bine, bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație. Ce pot să spui una peste alta? Facem bine. Faceți bine. Suntem... Bun, haideți să vorbim un pic specific despre organizația Partida Romilor la nivel central. Am mai tot vorbit, vom mai vorbi și în emisiune, dar poate că prietenii noștri sunt curioși să afle despre activitățile filialei județului Dâmbovița a Partidei Romilor Pro Europa.
Ce ați mai făcut în ultima vreme? Iată, toamna se numără bobocii. Facem un scurt bilanț al activității anului acesta până acum. Am avut acțiunea recunoașterii de identitatea, după cum știți, unde s-a desfășurat în câteva localități, unde a avut un impact foarte bun, din punctul meu de vedere, dar să vedem realizările. Adică oamenii ce au zis? Era vorba despre acea campanie pentru a se declara oameni de etnie romă la recensământ. Campania recunoașterii de identitate era să mergem în mijlocul comunităților, să îi facem să-și recunoască identitatea, să nu le fie frică, să nu le fie rușine, să fie mândri că sunt rom, sunt cetățeni români de etnie romă. Deci spui că din punctul meu de vedere a avut un impact foarte bun, pentru că am mers în mijlocul lor, așa cu caravană, s-a făcut cu muzică, s-a dus cu copii, am adunat foarte multe elemente care se contribuie la identitatea ca română. Ca să-i facem cât pe cât pe ei ca să-și recunoască identitatea. Pentru că trebuie să spunem acest lucru, sunt oameni care se feresc de această identitate romă din varii motive, sigur nu e. Da, nu mai putem să aducem motivele care sunt, dacă sunt destule. Dar una peste alta mi-a plăcut, campania a fost destul de bună, s-a desfășurat în condiții normale. Pe această cale mulțumim centrului de aici de la București, domnul președinte Nicolae Bon, pentru ajutorul care ne-a dat, pentru finanțarea care s-a făcut. O altă acțiune care a fost, am mers mai departe cu începutul anului școlar, pentru că principiul nostru cel mai bun și pe ce depunem noi este educația copiilor. Asta e primul prioritar pentru foarte noi. Important, sigur că prioritar da. Pentru noi, pentru partidul nostru, pentru educația copiilor. Unde s-a desfășurat, am mers în comunități unde s-a deschis anul școlar, împreună cu colegi de-ai mei unde a plecat. Copiii au fost foarte receptivi, au fost mândri că suntem noi Partida Romilor alături de ei. Am mai avut acțiuni tot așa cu copiii care s-a făcut tot la închiderea anului școlar când a făcut, acțiuni cu ei îmbrăcați în portul nostru tradițional. Da. Deci una peste alta, din punctul meu de vedere, pentru copii s-a făcut acțiuni destul de frumușele, bunicele, cum ar veni. Ce pot să spui, organizația noastră, Partida Romilor, după cum știți, acum se pornește iar pentru reorganizare din toate punctele de vedere a tineretului, a campaniei pentru femei. Organizația pentru femei. Noi am avut, doamna președinte. Există la nivel local organizație de tineret la dumneavoastră, la Dâmbovița, organizație de tineret și organizație de femei? Sunt separate, da, sunt separate. Singura problemă la organizația de femei, doamna care am avut o reprezentă, să-i fie târnăușoara decedat, și acum căutăm să găsim altă soluție mai bună pentru a demara iar în continuare. Ca continua activitățile pentru aia. Tineretul la fel își fac simțitor prezenta și se mișcă foarte bine. Avem la Târgoviște, avem un centru de programe și proiecte, unde este coordonat de domnul Iordache Nicolae, el este coordonatorul nostru. Deci, în mare acțiuni se fac. Se fac nu așa vizibile, dar suntem în centrul atenției. Vă mulțumesc pentru scurta noastră discuție și pentru scurta noastră informare și vă doresc mult succes în continuare. Mulțumesc din suflet și oricând. Pot să spun că fac parte din familia asta frumoasă a Partida Romilor. Poate că mi-ar fi foarte greu să fac pasul înapoi, chiar dacă mă retrag, asta nu înseamnă... Sunt atâția ani de când activați. Da, sunt atâția ani de când activăm. Chiar dacă fac pasul înapoi, asta nu înseamnă că eu mă dau la o parte, o să fiu alături de tineri. Oricând, la orice oră mă cheamă și îmi cere ajutorul, o să fiu alături de ei și mai ales de tineretul ăsta. Mulțumesc de invitație. Foarte frumos, e chiar măgulitor la un moment dat, așa că, dragi tineri din Dâmbovița, Fiți activi acolo alături de domnul Răducanu, eventual luați locul dacă sunteți mai capabili și domnia să vă va ajuta din culise, să zic așa. Sunt de acord. Doamna Lucia Marghiolescu, din partea organizației de femei a Partidei Romilor Pro Europa, filiala Prahova, și dincolo de aceasta dumneavoastră este consilier local în comuna Florești, doamna Marghiolescu, da? Așa este. Și vă întreb acest lucru pentru că am văzut postările noastre, vă mai urmăresc așa din când în când pe Facebook și am văzut că sunteți foarte supărată de multe ori pe autoritatea locală, pe autoritatea din comună, pentru că
pentru că. De ce? De unde vine această supărare a noastră pe acești oameni? Păi, supărarea vine din mai multe puncte de vedere, prin faptul că nu-mi plac nedreptățile și, în primul rând, că nu-mi plac aceste tertipuri care se fac la nivelul autorității publice locale, în special de secretarul Comunei Florești, care nu ne pune la dispoziție nouă consilierilor, acum vorbesc și de consilierii ceilalți colegii mei, actele care trebuiesc, conform codului administrativ, să ni le pune la dispoziție. Mai mult decât atât. Ce aprobați sau ce nu? Exact. Mai mult de atât, la începutul mandatului în 2020, nici măcar procesul verbal al ședinței nu ni-l punea la dispoziție. În fiecare ședință se votează procesul verbal de la ședința anterioară. Și noi nici măcar nu-l aveam, adică nu știam pur și simplu ce s-a consemnat în acel proces verbal. De aici toate certurile noastre și toate sesizările noastre, eu și încă 5 consilieri colegi de-ai mei, pe care tot le facem la nivelul instituției prefectului Prahova și, bineînțeles, supărarea mea că nu ne ia nimeni în seamă. Și mai ales să ne spunem punctele de vedere. Într-o ședință ordinară, obligatoriu, conform codului administrativ, trebuiesc la un moment dat și diverse. Adică să discutăm și alte probleme în afară de punctele care sunt pe proiectele, pe ordinea de zi, cu proiectele de hotărâri. De multe ori acele diverse nici nu putem să ni le, nu putem să explicăm nimic la diverse pentru că nu apare și ședința pur și simplu se încheie. Iar astea la diverse, da. Probabil că aveți diverse și chestiuni legate de comunitatea probleme, de rom, exact, legate de comunitatea de rom și nu numai legate de comunitatea de rom, în special de toată comunitatea din localitatea Florești. Sunteți o luptătoare. Exact asta am vrut să luptați pentru și chiar n-aveți nicio reținere în a atrage atenția autorităților și de aici aș vrea să generalizez, dacă pot să generalizez și să spun că este, sau să vă întreb dumneavoastră de fapt, dacă este necesară o prezență mai activă a femeii rome în activitatea politică, socială, în activitatea Partidei Romilor Pro Europa, organizația reprezentativă a romilor în Parlamentul României. Da, este necesară, foarte necesară, aș putea spune, pentru că știm bine că femeia, în general și femeia de etnie romă, face parte dintr-un grup vulnerabil, ca să spun așa, și trebuie să aibă acces, în primul rând, la învățământ, la serviciile de sănătate, la serviciile din justiție, la toate serviciile, pentru că, nu știu, o femeie, din punct de vedere, să zic, nu social, este greu de spus social, este discriminată, mai ales femeia romă, din două puncte de vedere. Odată că este de etnie romă și odată că este femeie. De aia spun că femeia trebuie neapărat ca să fie implicată în viața politică, în viața publică. Cum a fost acest an? Dacă au fost atinse toate țintele pe care vi le-ați propus, ce ar mai fi de făcut? Da, din punctul nostru de vedere al sucursalei Prahova, considerăm că au fost atinse până acum aceste toate direcțiile de acțiune pe care ne le-am propus, mai ales că a fost și în perioada cu recensământul. Noi am încheiat un parteneriat cu Direcția Județeană de Statistică Prahova, am avut mulți recenzori în aproape toate localitățile unde sunt persoane de etnie romă. Cei norocoși care au reușit să aibă atâția recenzori. Am avut recenzori romi, da, pe teren. Ne-am făcut treaba, am avut și activitatea noastră a asociației care s-a desfășurat în foarte multe localități și a mers foarte bine. Într-adevăr, pe teren ne-au dat, să zic așa, sprijinul și primarii, autoritățile publice locale, adică nu au fost împotrivă ca noi să nu îndemnăm persoanele să declare de etnie romă. Dimpotrivă. Dimpotrivă, da. Dimpotrivă, pentru că și ei au câștigul lor, pentru că știți bine că dacă accesează la anumite fonduri și vor să depună anumite proiecte și dacă nu au persoane vulnerabile, în special pe cele de etnie romă, nu pot accesa anumite fonduri. Exact. Care ar fi primele proiecte pe care le aveți în minte pentru următoarea perioadă? În primul rând, noi avem acum în desfășurare, bine, în colaborare și cu alte asociații și alte firme de formare profesională, proiecte pe a doua șansă, cu tinerii, nu cu tineri, cu adulți care nu au reușit să termine ciclul primar sau ciclul gimnazial,
și pentru tinerniți între 16 și 29 de ani, care vor urma niște cursuri de calificare, lucrător în comerț, cameristă, coafiură, manicură, frizerie. Meserii de care e nevoie. Da, care este nevoia și pe lângă faptul că ei o să primească o diplomă de calificare, o să primească și o subvenție, pentru că așa sunt proiectele scrise în ziua de azi. În perioada în care participă exact, la aceste exact, cursuri. Exact, da? Pentru viitoarele proiecte ne-am gândit în școlile unde sunt preponderent de etnie romă, să zic așa, elevi de etnie romă, să avem câteva activități de remediere școlară, în special cu cei de clasa 7-a și de 8-a, pentru că urmează examenul de capacitate, da, și vor intra la liceu, chiar dacă noi avem locurile speciale pentru romi, este bine ca ei să aibă un pic de pregătire, vorbesc de elevii care sunt mai în urmă, care au un pic de cu materia, da, la română și la matematică. Acum vom vedea din ce fonduri, pentru că să știți că profesorii nu fac gratis, ca să zic așa. Aceste activități de remediere școlare se fac după orele lor de curs. Iar să zicem că o să găsim noi câțiva profesori care vor să fie voluntari să facă parte din aceste activități, dar nu toți profesorii o să... Trebuie găsite fonduri pentru acestea sunt primele activități pe care noi am vrea să le derulăm. Stăm de vorbă în acest moment, dragi prieteni, cu doamna Daniela Măgureanu, președinta Organizației de Femei a Partidei Romilor Pro Europa. De curând ocupați această funcție, doamna Măgureanu, nu de multă vreme, sunt câteva luni sau e o perioadă scurtă de când sunteți în această poziție. Dacă mă întrebați ca președinte interimar la Departamentul de Femei a Partidei Romilor, din data de 8 iulie, ceva recent. Dacă vă întreb din perspectiva activistului, sunteți de mulți ani în activism. Cam de vreo 15 ani. De 15 ani în activismul rom. Ce v-a determinat să vă alăturați Partidei Romilor Pro Europa? Păi, motivul care m-a determinat să ajung să... Chiar și mulțumesc pe această cale domnului președinte Nicolae Păun și întreaga echipa partidei. Deci, vorbim de 15 ani de activism. Un activism independent și chiar recunoscut la nivel european, unde suntem conștienți ca activiști, multe, să-l citesc, să spun de Martin Luther King, un mare luptător împotriva discriminării, singur nu ar fi materializat visul dacă nu am fi avut sprijin cu oameni activiști cu experiență și financiar și moral, dar în genere să spun, toți activiștii dacă nu au un lider, nu pot să materializeze nimic din tot activismul. Spuneți-mi care sunt direcțiile pe care veți merge dumneavoastră ca președintă interimară în momentul de față a Organizației de Femei a Partidei Romilor Pro Europa. Care sunt țintele către care vă gândiți să mergeți? Da, bineînțeles că este important de orice te apuci în viață să fii motivat, să știi ce vrei. Am găsit că să mă ocup de structura femeilor rom în partidă, scopul și importanța este la problemele cu care se confruntă în general femeile rom. Acum, imediat, cineva va gândi, vorbim imediat de discriminarea femeia transparentă a femeii rom, care nu e numai. Și aici avem câteva probleme, nu de acum, de foarte mult timp. Și aici vorbim de căsătoriile timpurii, care deja au ajuns la un nivel vizibil, îngrozitor, da? Unde mai în toate comunitățile se practică nestingherit căsătoriile timpurii și vorbim de abandonul maternal și această problemă. Nu e o problemă nouă, e o problemă foarte veche. Se întâmplă și acesta în cazul comunităților de rom. Da. Noi știm că în comunitatea de rom copilul este universul familiei și atunci
cum se întâmplă acest abandon? Sau, vedeți dumneavoastră dacă... Adică e un paradox, să zicem, dacă există acest fenomen. Deci, dacă am căutat aici să spunem lucruri care nu sunt reale și sunt vizibile, pentru că sunt vizibile, în care astăzi, 2022, cu moderna tehnologie, rețeaua de socializare, unde, practic, se vede foarte clar, ei prezintă personal, difuzează live-uri în care prezintă copii de 3-4 ani care îi căsătoresc, ținând cont că România, într-o anumită măsură, permite căsătoriile timpurii, dar se specifică clar cu un anumit motiv și, în primul rând, cu o dovadă de la un medic. Și de la o anumită vârstă. Exact. Vorbim de la 15-16 ani și aici intervin părinții care monitorizează și o garanție pentru acești tineri. Dar, în genere, vorbim despre căsătoriile tradiționale, așa zis în două ghilimele. Eu sunt romii tradițional. De asta sunteți vorbitoare de limba română, proveniți dintr-o familie de rom tradițional. Tradițională. Și chiar și copiii mei, familia mea, noi trăim... Cine ați căsătorit de timpuriu? Nu copii. Timpuriu, dar după legile romane. Pentru că noi avem legea nescrisă a romilor, care o practicăm și astăzi, dar se poate trăi, se poate, ne putem respecta și legile care nu sunt împotriva la niciun tip de să încalce vreo lege, vreun drept a unui copil. Da. Dar putem fi și oameni în care, în primul rând, oameni de sos, să fim acceptați și chiar bine văzuți în societate. Deci se poate, dar problema cu aceste căsătorii și nu numai, mai sunt câteva probleme, dar vorbim de căsătorii timpurii. Căsătorii tradiționale de la 4 ani, 5 ani este inadmisibilă. Este foarte interesant și e bine că spuneți lucrurilor pe nume. Acest lucru este lăudabil. Dintr-o altă perspectivă, schimbând un pic registru, spuneți-mi cam câte femei sunt în subordinea noastră, să zicem așa, colege, nu neapărat în subordinea noastră, în structura Partidei Romilor Pro-Europa și dacă mai sunt și alte doamne de etnie romă doritoare să vi se alăture în demersurile noastre. S-au constituit la nivel de sucursală echipe care sunt și peste 20 de doamne, deci doar două luni. Plus că mai sunt foarte multe care cu acest motiv sunt la această ședință, unde mă invită și de-abia așteaptă să ne găsim, să stăm de vorbă și, în primul rând, să ne schimbăm ideile, cum să începem, ce să facem. Se vede energia activistului și o energie a începutului. Este un nou început acesta. Exact, este un nou început care mă bazez, în primul rând, pe comunicare, mă bazez pe încredere, că asta este foarte importantă, și curaj. Pentru că aceste două probleme nu sunt ușoare. Când vorbim despre romi, au fost abordate de foarte multe ori și au avut un început care nu a avut sfârșit. În privința curajului, am sentimentul de multe ori că femeile sunt mai curajoase decât bărbații. Exact. În multe situații. Și a spus bine. Să știi. Nu vreau acum ca să am vreo... Adică avem nevoie și de sprijinul lor și a liderilor, da, bineînțeles. Avem trebuie nevoie. Colaborare, sigur, că exact. Nu sunt lucrurile, nu se despart fără niciun fel de legătură. Exact. Și în primul rând, femeia rom este o femeie care, femeia rom în genere, cu tot respectul la doamne, toate doamnele femeile, dar în etnia rom, în jurul femeii rom, gravitează tot ceea ce înseamnă probleme, soț, financiar, muncă, domestic, tot ce ține. Dar asta înseamnă că vrem, nu vrem, nu scoatem o luptă doar pentru dreptul femeii rom, pentru că vorbim de femeia rom, de femeia rom depinde tot ce înseamnă familie, comunitate, etnie, respect și în special problemele care le avem de rezolvat. Avem nevoie și de sprijinul bărbaților. Important este să realizăm ceea ce ne propunem să așa realizăm. Este. Recunoștința sau recunoașterea poate vine în timpul sau vine cu timpul. Important să reușim. Motivul în care îl dorim să
Dacă le reușim, este un motiv pentru etnia noastră, pentru copiii noștri, pentru familiile noastre. Haideți să vedem așa, pentru că toamna se numără bobocii, să facem un scurt bilanț al activității în acest an. Ce împliniri ați avut, ce neîmpliniri, dacă au fost, poate nu au fost, care ar fi pașii următori, proiecte locale pe care le aveți în vedere? E foarte interesant, pentru că după acești 2 ani crunți de pandemie în care activitățile din sucursală s-au axat mai mult pe sprijinul efectiv doar din punct de vedere financiar, alimentar a oamenilor din comunități, pentru că au fost restricții. La noi au fost câteva situații mai ciudate, dacă vă amintiți, cu Bolintinu, unde au fost efectiv călcați în picioare oameni. Avem câteva scandaluri pe la Ghimpați, câteva scandaluri pe la Clejean, câteva... Este această apropiere de București care creează câteva mici probleme și de natura asta. Dar, în schimb, în Giurgiu, din 54 de UAT-uri, unități administrative teritoriale, avem 26 în care sunt comunități mari de români. În acest moment, Partida Românilor Giurgiu este prezentă în 15 dintre aceste localități. Cu mândrie pot să spun că sunt destul de numeroase sucursalele respective comunale. Am început să ne reorganizăm cumva, pentru că sunt oameni care au preferat să plece peste hotare, să lucreze în căutarea unei pâini mai bune. Sărăcia le afectează pe toți. Facturile care vin în acest moment, la ceea ce înseamnă gaze, energie, ceea ce înseamnă combustibil până la urma urmei, se anunță o iarnă foarte, foarte grea și atunci este foarte greu să intervii atâta timp cât fondurile de intervenție pe care le ai sunt foarte mici. Primăriile din comunitățile respective și consiliile județene, cel puțin până la acest moment, pentru că 2 ani din cauza acestei pandemii a lipsit acea hotărâre de strategie de îmbunătățire a vieții oamenilor, nici măcar nu au putut să-și elaboreze niște planuri de acțiune în care să ai planuri de intervenție exacte. Dom'le, vorbim despre infrastructură, despre apă, despre canalizare, despre acte de proprietate, despre tot ceea ce înseamnă aceste lucruri, cadastru, cărți funciare. De-abia acum au început să se aprobe. De-abia acum s-a înființat grupul de lucru mixt de la Prefectura Giurgiu. Până se urnește. Exact asta spun. Când vrei să omori ceva, faci o comisie. Și e sigur că din acea comisie foarte greu mai iese ceva. Lucrurile se mișcă. Lucrurile se mișcă pe ceea ce însemnăm noi, Partida Romilor, pentru că suntem foarte activi. Faptul că suntem prezenți în media, în social media, faptul că am încercat să facem un fel de schimbare de paradigmă. Pe noi ne-a interesat mai degrabă nu cantitatea, ci mai degrabă calitatea oamenilor. Dacă la început, în prima... Eu sunt președinte la Giurgiu de 10 ani. Dacă în prima perioadă am zis, ok, hai să luăm pe cine găsim, am început să cernem, să sităm, să căutăm oameni de calitate, oameni respectați în comunitate, oameni cu principii, oameni cu viziune. Și tocmai de aceea sunt mândru că majoritatea colegilor mei care am ca și președinți la sucursalele comunale sunt niște oameni extraordinari, oameni de afaceri, oameni care sunt implicați în administrația locală. Este important, pentru că fiind, de exemplu, oameni de afaceri, nu vin la Partida Românilor pentru bani, au sursă de trai și atunci vin cumva cu sufletul să fac ceea ce asta spun, de făcut. Asta este ideea. În 2012, când am venit, aveam un expert local, un mediator sanitar, un mediator școlar. În acest moment, din punct de vedere politic, avem un consilier județean, care sunt eu, 10 consilieri locali, unul care de-abia a fost pus ieri la Frătești, ca urmare a ieșirii de pe lista unui om, a intrat omul care era pus de noi pe listă în comunitatea Frătești. Mai aveți un om. E bine. Da, și este încă un om în plus. Fiecare e un câștig, e un câștig de fiecare dată. Avem 26 de mediatori sanitari, avem 10 experți locali romi, avem facilitatori comunitari, am început să dezvoltăm rețeaua de resursă umană, care este extrem de importantă. Avem însă probleme de genul în comunități, cum este Clejean, nu am unul cu 12 clase. Deci nu există o persoană cu 12 clase? Nu există o persoană de etnie romă cu 12 clase. Pentru a fi mediator școlar, nu? Sau mediator, că expert local, pe care să-l calificăm înțeleg cumva. Că la experți e necesară doar absolvirea 10 clase sau ceva de genul. Da, dar nu am cum. Nici măcar acum pe noua schimbare aceasta a ceea ce înseamnă fișele de post, până și mediatorul sanitar care avea 8 clase până acum are minim 10 sau 12 clase cu bacalaureat. Mediatorul școlar, la fel, nu mai spunem, este obligatoriu cu bacalaureat. Aceeași problemă am întâmpinat-o în perioada recensământului, pentru că în perioada recensământului, dacă vă aduceți aminte, recenzorul de care puteam să-l punem pe etnie romă și noi am avut 20 de recenzori în județul Giurgiu,
trebuia să aibă 12 clase minim și cu bacalaureat. Mihaiță Grigore, așa o întrebare de final. Este vreun fel amenințată, așa între ghilimele, nu știu dacă e corect, cuvântul cel mai corect, unitatea Partidei Romilor Pro Europa, unitatea romilor în jurul acestei formațiuni, nu știu dacă în ultimă instanță politică, neapărat politică, dar are și atribuții în zona aceasta, fiind reprezentativă parlamentar, să zicem. Îmi place să cred că nu. Faptul că domnul președinte Nicolae Păună a reușit în vreo 2 ani, în ultimii 2 ani cel puțin, a reușit să pună la punct niște sisteme care funcționează. A reformat destul de mult partidul. Da, niște sisteme care funcționează. Există o organizație în continuă mișcare, rotițele, angrenajele funcționează foarte bine unse, departamentele știu fiecare ce au de făcut. Faptul că se pune accentul pe organizația de tineret, ca fiind cei care preiau cumva atribuțiile noastre, faptul că deja apare o organizație de femei care poate fi o structură foarte puternică, faptul că deja ne dezvoltăm cumva în diaspora, faptul că sunt peste 400 de comunități de romi în cadrul acestei structuri, care înseamnă 400 de comune sau orașe sau municipii sau mici localități, înseamnă cumva un număr la care ne raportăm de, nu știu, peste 200-300 de mii de membri pe care ar trebui să aibă cumva Partida Romilor. Poate nu se reflectă în voturi neapărat, dar oamenii aia se reflectă în sprijinele pe care le dăm noi. Oamenii aia se reflectă în cele 100 și ceva de ghiozdane pe care eu le dau în fiecare an. Oamenii... Da, chiar am văzut pe Facebook, pentru că spune ceva mai devreme că ești prezent, sunteți prezenți în social media și am văzut vorbea despre acțiunile acestea. Oamenii se regăsesc în acel festival al minorităților de 18 decembrie, când 500-600 de copii vin, cântă un colind, o melodie tradițională și primesc un cadou dulce cu acea ocazie. Sunt foarte multe evenimente, sunt foarte multe acțiuni pe care le întreprindem. 8 aprilie, care este unul dintre evenimentele de suflet ale noastre tuturor. Faptul că tu chiar știi, la noi la Giurgiu s-au venit cu atâtea piese de teatru, da, cu atâtea... Da, da. Am avut atâtea colaborări pe zona de cultură, iar oamenii... E foarte importantă și asta, culturală, sigur. Că iar oamenii vin, sunt alături acolo, cumva, de noi, inclusiv din acest punct de vedere. Dragi prieteni, aceasta a fost emisiunea noastră de astăzi. Vă invităm alături de noi la celelalte emisiuni, unde veți afla informații interesante din sânul acestei comunități, credeți-mă, fascinante a romilor. Toate cele bune, ne vedem sâmbătă viitoare!